Ok, I see I've gone over time here. Am trecut puțin peste timp. But still, we can have a few minutes for if there's questions or clarifications or objections to what I've said. Avem însă câteva minute în care aș vrea, dacă sunt întrebări sau lucruri care trebuie clarificate. So please feel free if you have any questions. Simțiți-vă liber dacă aveți vreo întrebare. I don't think we can expect Jesus to show himself the way he showed himself to his disciples during the 40 days. Nu cred că ne putem aștepta ca Domnul Hristos să se arate cum s-a arătat ucenicilor pe parcursul celor 40 de zile. And I don't think we can expect generally that Jesus will show himself the way he showed himself to Paul in a vision. Și nu cred că ne putem aștepta nici într-un mod realist ca el să se arate așa cum s-a arătat lui Pavel. We don't have any promises that Jesus will appear in those two ways to us today. Și asta pentru că nu-i legată nicio promisiune de o astfel de arătare astăzi. Of course Jesus is free to do whatever he wants to do. Evident, Domnul Hristos e liber să facă ceea ce crede că e de cuvință. I'm not trying to limit Jesus. Nu încerc asta să limitez. But if you go to John chapter 20, dar dacă deschideți în Ioan în capitolul 20, Jesus speaks to Thomas. Domnul Hristos îi vorbește lui Toma. And Thomas demanded to have a physical experience of the risen Jesus. Și Toma n-a făcut altceva decât să pretindă să aibă să-și dorească, să ceară o arătare, o experiență fizică, vizibilă a Domnului Hristos. And Jesus gave it to him. Și Domnul Hristos i-a făcut parte de ea. But then Jesus also added this comment in verse 29. Domnul a adăugat acest lucru în versetul 29. Because you have seen me, you have believed. Pentru că m-ai văzut, ai crezut. Blessed are those who have not seen and yet believed. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. And that is a word for the rest of the church in history. Și lucrul ăsta este un lucru lăsat bisericii în istorie. We believe not because we have touched Jesus' physical body. Noi credem nu pentru că am atins trupul fizic al Domnului Hristos. We have not seen him or touched him in that way. Nu l-am văzut și nu l-am atins în felul acesta. And yet we believe in him. Și totuși credem în el. And we believe on the basis of what happened during those 40 days. Și credem tot ceea ce s-a întâmplat în cele 40 de zile. And that is true for most Christians. All through history they haven't seen Jesus. Și asta e valabil pentru majoritatea creștinilor de-a lungul vremii, nu l-au văzut pe Hristos. And still it's rational, it's reasonable for us to believe in the resurrection on the basis of those historical testimonies. Și totuși este rațional corect să credem în învierea Domnului Hristos bazat și pe aceste arătări ale Domnului pe parcursul celor 40 de zile. I said I'm not here to limit what Jesus can do. Sunt aici nu să limitez ceea ce Domnul Hristos poate să facă. And globally at the moment there is something really interesting happening. Și la nivel global ceva se întâmplă acum într-un mod foarte interesant. And that is what Jesus is doing in the Muslim world. Și anume ceea ce se întâmplă în lumea musulmană, ceea ce face Hristos în mod special în lumea musulmană. For tens of thousands of Muslims, Jesus have come to them in a dream. Zecilor de mii de musulmani, Domnul Hristos li s-a arătat în vis. So they have a dream where Jesus comes to them and speaks to them. Au avut un vis în care Domnul Hristos a venit la ei și le-a vorbit. And tells them to go to a church or to read the gospel and they become Christians. Și le spune să meargă la biserică, să citească Evanghelia și devin creștini. That is not that Jesus appears physically to them. Asta nu a însemnat că li s-a arătat fizic. But he comes to them in a dream. Și li s-a arătat în vis. And there are testimonies from all over the Muslim world that is happening at the moment. Sunt mărturii din toată lumea musulmană că lucrul acesta s-a întâmplat. Se întâmplă. So in context where it's often impossible for Christians to give the message to Muslims. Deci
într-un astfel de context unde e aproape imposibil pentru creștini să ducă mesajul Evangheliei, Jesus are them then reaching them through their dreams. Domnul Hristos se apropie de ei prin vis. But for us who are Christians here in Europe, pentru noi, pentru creștinii de aici din Europa, we have the freedom to give the message. Avem, suntem în starea aceasta de libertate, avem libertate să transmitem mesajul Evangheliei. And then our calling is to argue for the resurrection, to testify to the resurrection and argue for the resurrection. Și chemarea noastră este să mărturisim și mai apoi să întărim această mărturie a Evangheliei. And show people the historical foundation we have for our belief in the resurrection. Oamenilor fundamentul istoric pe care îl avem pentru credința noastră în învierea Domnului Hristos. În expresia 3 zile și 3 nopți, zilele ies la socoteală, nopțile par să nu iese. Dacă e o problemă, și care ar fi rezolvarea? Și mai am o întrebare opțională. În ce a mâncat Domnul, e un pește fript și un fagure de miere, în versiunea engleză lipsește fagurele. Lipsește de acolo sau îl avem noi în plus? De asta e opțională. Mm. Ok, thank you. Yeah, it was on the third day, it says. And even in one place it talks about three nights and three days. Este vorba de trei zile și în Evanghelie se pomenesc trei zile și trei nopți. I actually don't think that is a problem. Nu cred că lucrul acesta ar fi o problemă. Jesus was dead during three days. Domnul Hristos a fost mort pe parcursul a trei zile. It does not mean he was dead three times 24 hours. Nu implică lucrul ăsta că a fost mort de în secvențe de 3 ori câte 24 de ore. Because he obviously wasn't dead so for so long. Pentru că evident nu putem pune timpul ăsta acolo. But he was dead when it was Friday, one day. A fost mort vinerea. He died Friday afternoon around 3 o'clock. Vineri după masa undeva în jurul orei 3. So he was dead on Friday. Mort vinerea. He was dead on Saturday. A fost mort sâmbătă. Day 2. A ziua a doua. He was dead when it became Sunday. Și la ivirea zorilor zile de duminică. So he was dead on Sunday. Deci mort și duminică. Day 3. Ziua a treia. But on the third day he was raised from the dead. A înviat din morți. When it says he will be in the tomb for three days and three nights, that was a form of saying amongst the Jews, just meaning during three days. Trei nopți și trei zile a fost cumva întărirea în expresie a faptului că sunt trei zile și trei nopți. So the point is not to give you the exact number of hours. Ideea nu este să vă dau numărul sau să căutăm numărul exact de ore. But just to give you the general time frame that it was during three days he was in the tomb. Ci să ne uităm la imaginea mai largă faptului că a fost mort timp de trei zile. And we talk like this today. Și noi folosim o astfel de expresie chiar astăzi. So we could say, oh, we were on a vacation on that island for 7 days. De exemplu, noi suntem în vacanță sau am fost în concediu, în vacanță pe acea insulă timp de 7 zile. And we say that even though we arrived quite late on the first day. Spunem lucrul ăsta chiar dacă am ajuns destul de târziu în prima zi. And we left the island quite early the 7th day. Și am plecat mai apoi foarte devreme în cea de-a șaptea zi. So we were not on the island 7 times 24 hours. N-am fost acolo de 7 ori 24 de ore. But we still say, oh, we were on a vacation for 7 days on that island. Spunem totuși că am fost acolo 7 zile. And everyone understands that is how language works. Și înțelegem că e felul în care exprimăm lucrul ăsta în limbaj. That I don't know. I've never heard of honey in John 21. În versiunile pe care le-am trecut, n-am dat peste miere în capitolul 21 din Ioan.
Limba noastră e... So my guess is that your translation is a little bit odd here. Presupunerea mea este că traducerea pe care o aveți include lucrul ăsta aici. Maybe there are some manuscripts that have honey, but I've never heard of it. E foarte posibil ca unele manuscrise să conțină expresia aceasta, imaginea aceasta a fagurului de miere. N-am dat peste ele. But I can look into it in one of the breaks here. Mă pot uita peste asta într-una dintre pauze. So most translations talks about two types of food. Cele mai multe traduceri pomenesc două tipuri de mâncare. So Jesus was grilling fish. Domnul Hristos a prăjit pește. This is John 21 if you want to check it. Ioan 21, dacă vreți să verificați. And then there is bread. Și mai apoi este pâine. And actually Jesus did not have enough fish. De fapt Domnul Hristos n-a avut destul pește. So he had fish on the fire. A avut pește pe foc. But when the seven disciples come in with the boat, they have a lot of fish with them. Când cei șapte ucenici s-au apropiat cu barca, ei au avut mai mult pește împreună cu ei. And Jesus asked them to bring some of the fish to put on the fire. Și Domnul Hristos le-a cerut să aducă din peștele acela să-l pună pe foc. And Peter, he's always the quick one. Petru fiind întotdeauna cel mai rapid. He goes back to the boat and the net and brings some fish and they put them on the fire. Se duce înapoi la barcă, ia din plasa cu care au prins și aduce pește. And then Jesus have bread there. Și mai apoi Hristos a avut pâine acolo. And the text says explicitly that he gave them bread. Și textul spune explicit că le-a dat pâine. And he gave them fish. Le-a dat pește. And they ate. Și au mâncat. But I've never seen any honey. N-am descoperit până acum miere. So that was interesting. I have to look it up. Un lucru pe care trebuie să-l caut. Paul? De argumentul istoric, dacă oamenii spun că e un argument circular, care sunt implicațiile și cum îi ajutăm pe cei care ne ascultă să ia argumentul serios și să vadă implicațiile? De exemplu, dacă nu credem în Iisus ca un personaj istoric, putem crede tot restul istoriei. Ok, so it's a question about the existence of the historical Jesus. Repeți încă o dată întrebarea, o întrebare cu privire la... Dacă... How do we help people to take this historical argument and not to say that it's a fairy tale, our circular story, and we explain the Bible by itself and not related to the historical truths. Yeah, by word of mouth. Yes. Okay. Yeah, I think I understand the question. So, I'm not using these texts as the Bible. Nu folosesc aceste texte din Biblie. Now this is an important point. E un punct important pe care aș vrea să-l subliniez. In the historical argument, I'm not using this text as the Bible. În argumentarea pe care o fac cu privire la partea istorică, nu folosesc aceste versete spunându-le că sunt parte din Biblie. But only what they on historical level are historical documents from the antiquity. Ci le folosesc pentru valoarea lor istorică din documentele din antichitate. The fact that they were later on collected into a collection we call the Bible has not changed their historical value. Și faptul că ele mai târziu au fost colectate și adăugate a ceea ce avem astăzi scrierile Noului Testament nu le schimbă valoarea lor istorică inițială pe care au avut-o. So I started with 1 Corinthians. It's a letter from antiquity. Am pornit cu 1 Corinteni, o scrisoare din antichitate. Like we read other letters from antiquity and gain historical information. Așa cum citim și alte scrisori din antichitate și avem parte de informații istorice de acolo. And then I've given a lot of references to the Gospels. Și mai apoi fac legături, punți cu părți din Evanghelii. And they are historical biographies about Jesus of Nazareth. Acolo unde avem în esență biografii istorice cu privire la Hristosul din Nazaret.
On the same level as we have many other biographies from antiquity. Așa cum avem și alte biografii din antichitate. Like biographies written by Plutarch. De exemplu, Plutarch, biografiile scrise de el. So I'm not at all assuming that these texts are the word of God or that they are inspired or inerrant. Nu pornesc în argumentare atunci când discut lucrurile astea ca de la punctul că sunt din Biblie și că sunt inspirate. No, I'm not denying those things. Nu neg lucrul ăsta. But I'm not assuming them in my argument. Dar nu presupun, pornesc de la presupunerea asta în primul rând. So I'm happy to say to a person, let's put all those things at the side for a moment. Sunt bucuros să spun unei persoane, bun, hai să punem lucrurile astea deoparte pentru moment. And let's treat these texts in the same way as we treat other texts from antiquity. Și hai să tratăm aceste texte așa cum tratăm textele alte texte din istorie, din antichitate. And then you can show that the gospels are historical reliable documents at least on the same level as other historical documents from antiquity. Și ai scrierile biblice la același nivel de încredere istorică, cel puțin la același nivel pe cum ai și alte documente din antichitate. So when I work with student evangelism, I'm not inviting people to study the Bible. Când lucrez cu studenți pe partea aceasta de evangelizare, nu îi invit la studiu biblic. Because in my context, people have so many prejudices against the Bible. Pentru că foarte mulți în contextul în care mă aflu au prejudecăți cu privire la studierea Bibliei. So I'm inviting people to study one of the biographies from antiquity about Jesus from Nazareth. Îi invit să studieze un document din antichitate, o biografie despre Isus din Nazaret. So for example, this biography written by a man called Mark. Iată de exemplu o biografie scrisă de un om numit Marcu. So it's not a circular argument that we presuppose the Bible in order to prove the Bible. Nu este din punctul ăsta de vedere un argument circular că presupunem Biblia și atunci din ea sau cu ea dovedim ceea ce este scris în ea. It's an historical argument. Ci este un argument istoric. Where we are discussing a historical event. Atunci când discutăm un eveniment istoric. And we are using historical sources to discuss this event. Folosind surse istorice ca să discutăm evenimentul respectiv. And amongst historians, it's beyond doubt that there were a group of people in Jerusalem that claimed to have seen Jesus alive. Și pentru istorici este dincolo de orice îndoială faptul că în Ierusalim era un grup de oameni care au pretins că l-au văzut pe Hristos înviat. And that was the starting point for the Christian faith. Și că acest lucru a fost punctul de început pentru credința creștină. And then you can go into to history to see what to do with their claims. Și mai apoi treci în istorie prin firul acesta și vezi ce facem cu pretenția lor, cu ceea ce au pretins ei. So I think we need to distinguish between some of the in-house discussion we have amongst us as Christians. Cred că trebuie să facem diferență între discuțiile acestea de cerc închis pe care le avem noi în biserică între noi creștinii, where we discuss the inspiration of the Bible, the authority of the Bible, the inerrancy of the Bible. Acolo unde discutăm inspirația Scripturii, autoritatea Scripturii, ineranța Scripturii. They are important issue and I affirm them all. Ele sunt lucruri extraordinar de importante și le afirm pe toate. But in my evangelism, my aim is not to have people to believe in the inerrancy of the Bible. Dar în evangelizarea pe care o fac, nu îmi propun ca în primul rând oamenii să creadă în lucrul ăsta. What I want is to see people come to a belief in the resurrection of Jesus. Ci vreau ca în primul rând oamenii să vină și să creadă în învierea Domnului Hristos. And then when they have become Christians and believe that Jesus is resurrected from the dead, și mai apoi devenind creștini și crezând că Domnul Hristos a fost înviat din morți, then we can have a good discussion about are there other dimensions to this book than it being a historical source? Atunci avem o altă discuție despre valoarea acestei scripturi dincolo de valoarea istorică. And then we can argue for this being also the word of God
inspired by God's Spirit. Și mai apoi discutăm despre ineranța Scripturii, inspirația ei din partea Duhului Sfânt. But there is different issues, different questions. Sunt subiecte diferite și întrebări diferite cu răspunsuri diferite. Okay, do we have one last question? Da. Yes? Do you consider Pontius Pilate's letter to Caesar about Jesus as genuine, as real? Consider scrierea lui Pontius Pilat către Cezar despre Isus ca fiind reală? I don't think we have strong arguments for that. Nu cred că avem dovezi puternice în direcția aceasta. It's attested late in history. Este atestată destul de târziu în istorie. So I don't view it as reflecting real history. Nu o privesc ca fiind o reflecție fidelă a ceea ce s-a întâmplat. So I think we need to make a difference between what is early and reliable sources. Cred că trebuie să facem o distinție între ceea ce avem ca scrieri timpurii și pe care ne putem baza. And then what is much later sources. Și mai apoi surse care sunt mult mai târzii. And we should notice that the text we have in the New Testament are the oldest texts about Jesus. Și trebuie să fac și mențiunea aceasta, textele pe care le avem în Scriptură, în Noul Testament, sunt cele mai vechi despre Domnul Iisus Hristos. So that gives us a good historical argument for saying these are the best texts to look at if we want to have knowledge about what happened. Asta e un argument puternic atunci când spunem că sunt cele mai bune surse atunci când ne uităm și vrem să înțelegem ce s-a întâmplat și din punct de vedere istoric. It's the earliest texts. Sunt textele cele mai timpurii. And they come from people who were close to the events they are describing. Și ele vin pe calea unor oameni care au fost aproape de aceste evenimente pe care le-au descris. So they are written by eyewitnesses. Sunt scrise de martori oculari. Or by people who have interviewed eyewitnesses. Sau de cei care i-au intervievat pe martorii oculari. So if we take the gospel, Matthew and John were both eyewitnesses. Dacă luăm evangheliile a lui Matei și a lui Ioan, ambii martori oculari. We have good reasons to believe that Mark was the interpreter of Peter. Avem motive serioase să credem că Marcu a fost cel care a scris pentru Petru. So what we have in the Gospel of Mark is actually Peter's story, information from Peter. Deci ceea ce avem în Evanghelia după Marcu este de fapt ceea ce spune Petru, este mărturia lui Petru. This we have from an early church father, Papias. Avem scrierile lui Papias din vremea timpurie a bisericii. Who writes around 115? Scrie undeva în jurul anului 115. And in terms of Luke, he was a companion to Paul. Iar Luca a fost, știm, unul dintre tovarășii lui Pavel. And we know from the book of Acts that Luke traveled with Paul to Jerusalem. Știm din Cartea Faptele Apostolilor că Luca a călătorit alături de Pavel în Ierusalim. So we know he had a chance to interview the eyewitnesses. Știm deci că a avut o șansă, a avut ocazia să investigheze și să intervieveze martorii oculari. To interview the apostles, să vorbească cu apostolii, să le ia mărturie. To interview Jesus' mother Mary, who was living in Jerusalem, să vorbească cu mama Domnului Hristos care locuia în Ierusalim. To interview the women who had been at the cross, să vorbească cu femeile care au fost la cruce. To interview Cleopas, who lived in Emmaus, să vorbească cu Cleopa din Emmaus. And that is of course how he starts his gospel. Și de fapt, în felul ăsta și începe Evanghelia. But by saying that he has his information from the eyewitnesses. Spunând că are toate aceste informații din partea martorilor oculari. So I think it's a key thing for us to focus on what we have in the New Testament because that is the best historical material we have in all categories for
the Jesus event. Cred că este bine să rămânem la această, la aceste scrieri din Noul Testament, pentru că sunt cele mai bune materiale pe care le avem despre cel care a fost Domnul Iisus Hristos și din punct de vedere istoric.